timp patinezi tu, Antonio? De 10 ani! Păi și câți ani ai? 6! Te uiți în urmă și spui, bă, ce prost eram anul trecut. Fii sigur că și acum ești prost, dar o să-ți dai seama abia la anul. Bună ziua, ce părere aveți despre aceste gropi? Dă să-mi bag pula aia de gropi. Alex Velea avea iarbă, eu aveam iarbă, că știe toată lumea că eu am droguri la mine. Chiar și acum, dacă ar fi așa, avea droguri. Ei, nu e chiar așa, nu e chiar așa. Dar... Nu e bine să ai așteptări. Din moment ce ai așteptări, poți să fii dezamăgit. Și decât să ai așteptări și să fii dezamăgit, mai bine n-ai așteptări și ești susprins. Cum adică nu ne mai vedem? Nu ne mai vedem, că m-a făcărit tactul cu săcurea. Să moară familia mea de n-am sărit 4 garduri. Vrei să te mint? Oricâte probleme ai avea, nu e bine să te omori ca țărană. Nu te omor, ca pizdelele, mă omor, Dar tu nu mai existi, adică tu crezi că ajungi în altă lume și pula mea cu spiritul tău. Nu! Spiritul rămâne în pizda mătii. A zis doamna că dacă ne facem temenele, lasă să-i punem mâna pe țâțe. Înțelegeți? Mi se reține permisul. Da. Pe care permis? Voi știți că voi sunteți posibile victime? Cum adică? Cum adică? Adică dacă eu eram îmbrăcat în civil și veneam așa la voi și vă luam frumos și vă dezbrăcam de hăinuțe, ce făceați? Jap, jap, bum, 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 aciki-ciki, haide! Dacă ați putea deschide o afacere aici în Glădeni, ce ați face? Îl deschide.